Deci a fost un eveniment senzațional. Acum era tot așa teoria artificială, că ar fi fost făcuți planete, niște studenți, niște oameni de afaceri, complet anticomuniști, care vreau cumva să tulbure ofensiva asta comunistă pe planetă. Eu nu cred asta, că atunci am, să spunem, studia destul de bine, deci cum e roiul de meteorit, așa vine și roiul de planete din sisteme solare distruse în alte galaxii. Poate fi și chiar din galaxia noastră. Și, bineînțeles, totuși după aia am înțeles, au făcut presiuni, dar eu n-am, eu vedeam tot în familia noastră presiunea asta spre a ști. Deci sunt civilizații, deci, și pe alte planete, viață, să spunem, și pe alte planete, de tip vegetal, tip animal. Nu le convenea, am văzut că era acest domn procuror, Pavel Murariu, cam social, nu le convenea evenimentul la comuniști, pentru că totul mergea spre foarte mult studiu, deci trebuia să studiez o situație, să spunem, extraordinar de complicată. Chiar situația asta, să spunem, că ar fi fost niște lucruri artificiale făcute atunci în statele capitaliste, ducea spre studiu. De asta s-a încercat cumva să se facă. Nu a fost nimic. Nu a fost nimic. Cam ce spunea femeia asta când mi-a apărut cartea asta, să spunem, verde. Nu a fost nimic. Deci asta a fost poziția partidului atunci. Și din păcate și prin Statele Unite a fost tot asta, dar nu cred că a fost chiar asta. Facultățile de medicină spuneau că trebuie cumva eludat, cumva făcut creier nou la toată planeta și nu a fost nimic. Deci, nu, dar eu vă spun că a fost ceva extraordinar. Ceva extraordinar, deci rolul de planete, deci fiecare planetă are chimia ei, are gravitația ei, deci e cu totul altceva. Și la grădina botanică s-a făcut un experiment din ăsta și s-a văzut cum, dintr-o sămânță din asta, v-am spus, ies întâi un fir alb, după asta apare un balon, să spunem, verde, așa, de tip clorofilian, credem, care este plin cu hidrogen și ar însemna o viață bazată mai mult pe hidrogen, cumva, decât pe oxigen.